Botoșenii au aderat la protestele antirestricții din țară și au ieșit luni de la ora 17 în fața prefecturii. Protestul a fost înregistrat în mod legal. Protestatarii, în mare parte tineri, au cerut libertate, coerență în deciziile luate de guvernanți și totodată o șansă pentru sectorul economic de a supraviețui pandemiei. Abordare, eu știu, bazată pe date științifice sau măcar logice, să-și vadă de treaba lui și să lase pe alți oameni care să conducă într-adevăr România spre ieșirea de această criză. De la începutul acestei pandemii, statul român nu a făcut decât să ia un șir întreg de măsuri incoerente și fără o bază solidă în date științifice sau în argumente logice. Cum vedem acum chiar ultimele restricții propuse, în momentul în care reduci programul de funcționare a unor magazine, nu vei face decât să aglomerezi acele magazine și niciun caz să rarefiezi prezența oamenilor în ele. Astfel, eu zic că botoșenenii au demonstrat că sunt și ei sătui de un guvern care pare să nu știe să guverneze România. Dacă la început numărul protestatarilor a fost redus, odată cu lăsarea serii, numărul acestora a crescut considerabil, peste 1000 de persoane. Au venit și reprezentanții din sectorul Horeca, tocmai pentru a le solicita autorităților găsirea de soluții. Prima fază am ezitat, trebuie să recunosc lucrul ăsta, deoarece eu nu vreau să mă asociez neapărat cu anumite apartenențe politice, dar ca și patron de restaurant și de terasă, îmi doresc foarte mult să revizuiască un pic măsurile care au fost luate și poate să se dea niște explicații mai pertinente celor care suferă în acest moment. Într-adevăr, este greu pentru noi să le oferim salarii celor care muncesc împreună cu noi în afaceri și îmi doresc să tragem poate un semnal de alarmă, să se întâmple ceva, să gândească un pic mai bine. Este o abrambureală la ora actuală și dacă este să ia măsuri drastice să se ia și să se respecte de toată lumea, dar aceste modificări de la o zi la alta nu pot fi benefice pentru cineva anume. După ce au scandat mai bine de o oră în fața prefecturii, botoșenenii adunați la protest au plecat în marș pe străzile orașului, îndemnându-i și pe ceilalți să iasă din case. Nu au fost înregistrate incidente violente. Singurul moment în care au intervenit jandarmii a fost o tentativă de incendiere a măștilor de protecție în fața prefecturii. Coloana de protestatare a ajuns și în piața 1 decembrie, iar mai apoi pe pietonalul Transilvaniei și înapoi în piața Revoluției.